Bună ziua tuturor! Am revenit cu un nou video și astăzi o să vă arăt penarul meu nou, deoarece penarul meu vechi l-am pierdut. Da. Ok. Și am să începem să vă arăt. Uitați, se arată el foarte frumos, mie îmi place. Mai trebuie să-mi adăs noul astăzi. Îmi place, pot să duc pe el dacă vreau. El era prea, cum se cheamă, prea tare și era și prea micuț, știți? Asta e foarte mare. Încăpător. Și în primul rând ăsta nu era și așa de nan. Așa de nan. E așa arată aici. E de la Happy School, adică nu de la Happy School, așa scrie ceva. Eu l-am luat de la Mall, din Carrefour și e foarte tare. Să-mi arăt ce este înainte. Aici este așa. Da, știu, este în germană, nu înțeleg. Dar aici nu mai am înțeles deoarece nu înțeleg cum ar veni ăsta. Bine, și aici mi-a scris orarul, că îl știu doar pe la de vine. Nu știu, adică îl știu, dar nu am timp, dar o să îl scriu chiar acum. Aici sunt toate cariocile. Avem aici negru, maro închis, maro deschis, gri, roșu, roz, mov, verde deschis, albastru închis, albastru deschis, verde închis, galben, portocaliu, ca un fel de albastru, numai că un pic mai deschis și care pui la stilou, am uitat, stai că nu se-mi amintesc, rezerve. Aici este o radieră, o ascuțitoare roz, îmi place foarte mult. Și aici în rest sunt creioane, avem aici... stai că nu văd bine. Negru, maro, albastru închis, verde, verde, adică verde închis, verde deschis, roșu, portocaliu, galben și aici am zis, sunt gri, numai că au culoarea galben. Și ce în restul chestii de geometrie. Și aici tot este. Okay. Mai am o secundă. Și asta mai am. Asta este. Asta mai luată. Se numește personaje noi în Centopia. De unde le-am luat, de unde le-am luat, le găsiți în descriere, tot. Și în rest, sigur să iau aia. Ce este aici?
foarte drăguță, deci îmi place la nebunie. O să-i ca un fel de jurnal, așa că nu o să vadă ce am scris. Ce am scris doar jurnalul lui Maria Miracu. Și aici este un pic și aici are și foile colorate. Da, ok. Ok. Și cam atât. Am nou eu. N-am ceva wow. Atât a fost cu videoul de azi, ne vedem pe mâine, pa!